FM, Cristiano Curbar. Yeah. Săptămâna trecută OTV a fost invadat de Moș Ene. Prima victimă, Sorin Ovidiu Bălan. Ar fi trebuit să încerc să sunăm. Nu, dați-ne numărul de telefon și o să încercăm să sunăm noi. Cred că și nu-i dăm numele, nu. Dar, sinceră să fiu, nu cred că ar accepta să intre în direct. Sinceră să fiu și sunt sigur de chestia asta. Recunosc că cadoul e mult prea mic pentru un somnoros așa mare. Te-am văzut dormind în post. Dormeam în postul OTV, nu în orice post. În postul OTV. Da, e așa adevărat. Zic, băieți. Adevărat, așa este. Cum se poate eu așa? Eu nu mi-aduc aminte pentru că este normal când dorm să nu-ți aduci aminte. Mă așteptam să nu recunosc. Acum, tu nu ai recunosc, nicio teamă de nimic. Așa că... Recunosc dacă am fost surprins în halul ăsta, oricum trebuie să iau de gât pe ăștia din regie de la noi. Dorna și regizorul n-avea aer. Cred că da. Ține puțin aici că am un cadou din partea Cronicii Cărcotașilor. Domnul Prigoană, nu ne ocoliți. Dar fii atent, pe la 11 fără un sfert începi tu să adori. Ăsta e un ceas deșteptător de la Cronica Cărcotașilor. Te rog frumos să-l primești. Mulțumesc. A căzut și telefonul. Și dacă ai un mesaj pentru Mișu, pentru Ana și pentru Șerban, te rog frumos să faci. Da. Da, deci bănuiesc că o să te trezească. Nu, lasă-l până când adorm. Să vedem dacă, am impresia că sună un pic cam încet și nu știu, eu când dorm. Da, dorm David, profund de tot. Să vin cu portavoce, să angajez. Ține un pic. Ia zi, ăsta e al tău, să știi. Deci, pentru Mișu, nu mi-a dat nici până în ziua de astăzi paga că l-am trecut clasa, că mi-a fost plină. Pentru Ana să rămână la fel de frumoasă și pentru Huidu să se facă cât mai repede. Bine să-l vedem iarăși pe sticlă. Până atunci, ține-ți aproape! Nu, mă, nu, era aia, mă, mai cu vână așa. Ține-ți aproape! Și cu ceva cu infractori. Dacă n-avem un speech cu infractori, n-am făcut nimic. Până atunci, nu uitați, infractorii sunt printre noi. Și aveți grijă! Ține-ți aproape! Păi da, infractorii sunt printre noi, dacă nu i-ați ținut aproape în școală și i-ați trecut clasa. Ceea ce se aude acum este Miorița noastră, Laie Bucălaie. Pe care am salvat-o de la tăi.